Slăvit să fie Domnul! El merită toată slava și toată cinstea și toată gloria noastră. Amin. Biți pastoruți, ținând cont că duminica trecută am sărbătorit sărbătoarea cinzecimii pogoririi Duhului Sfânt. Lecția de la studiul Bibliei din cauza sărbătorii care a fost în adunare a fost anulată. Astăzi iarăși s-a vorbit despre umplerea cu Duhul Sfânt la studiul Bibliei. Vedem acest subiect și n-am vrea să-l neglijăm. Suntem în perioada noi ca unii care suntem evanghelici și credem în Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Credem în Sfânta Trăime și n-am vrea să neglijăm această persoană din Sfânta Trăime numită Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Cu toate că această persoană a Duhului Sfânt de-a lungul istoriei a fost o foarte multă controversată, la fel ca și persoana lui Iisus Hristos la început, de aia au fost făcute anumite concilii tocmai ca să stabilească exact cine a fost și cine este Domnul Iisus Hristos. De-a lungul istoriei, persoana Duhului Sfânt a fost perioada din istorie în care au fost lăsate de o parte și atunci au apărut tot felul de învățături încă din primul secol, sau hai să spunea doilea secol al creștinătății, din primii 100-200 de ani acolo au apărut montaniștii și au avut tot felul de învățături aberante legat de cine este Duhul Sfânt, până într-acolo mi-e și rușine să spun, dar vă dau simplă aberații care au spus-o montaniștii despre Duhul Sfânt. Duhul Sfânt a apărut în urma unei relații dintre Iisus și Fecioara Maria. Deci asta una din aberații și multe, multe alte aberații care s-au spus despre lucrarea și persoana Duhului Sfânt. Trăind perioada noastră de la Revoluție încoace, au apărut în România, sigur, din diferite influențe din străinătate, fiecare cu banii mai mulți sponsorizând și aducând tot felul de mișcări, sau mai bine spus, anumite lucruri fiind chiar buticuri, dar nu adunări de credincioși. Și totuși, din mediul nostru evanghelic, în mod special ca și baptiști, fiind suntem într-o adunare baptistă, spunea cineva că în trecut, doar e vorba cuiva, nu e vorba mea, am notat-o, și am aici câteva lucruri care vreau să le spun din capul locului, ca să știm încotro pornim în seara aceasta. În trecut nu am vorbit despre Duhul Sfânt, sau despre botez cu Duhul Sfânt, persoana Duhului Sfânt, umplere cu Duhul Sfânt. Nu am vorbit din dușmânia care erau între baptiști și penticostali și anumite certuri care erau. Știți fiecare dintre noastre, căsătoriile erau interzise și așa mai departe. Dar n-are rost să aduc eu în discuție. Astăzi nu mai vorbim despre botezul cu Duhul Sfânt, pentru că nu avem curaj din cauza prieteniilor pe care le avem cu penticostale. Sigur, să nu creadă cineva din capul locului că fratele Marcel ar cea cu penticostale. Fals! Chiar dacă pe la colțuri se vorbește, chiar dacă pe la cafele am înțeles prin stat se vorbește că fratele Marcel este împotriva penticostale, este fals, este o minciună. Cine o spune să se pocăiască. Am prieteni penticostali, venind în zonă la dumneavoastră, și până a venit la dumneavoastră, mai mult am slujit în biserici penticostale, de când sunt păstor, dumneavoastră am slujit și în biserici penticostale, dacă m-au chemat, cât am fost student din 2008 până a venit la dumneavoastră la Oradea, mai mult în biserici penticostale am slujit, am avut colegi de cameră, am coleg foarte bun și prieten penticostal, așa că sunt într-o relație foarte bună cu penticostal. Dar nu sunt de acord cu tot de la ei, e adevărat, nu sunt de acord cu tot de la ei, la fel cum ei nu sunt de acord cu totul de la noi. De aia în sat la Ipotești în România există baptiști și există penticostali, suntem diferiți. Că dacă eram la fel, eram împreună. Deci să ne fie foarte clar, nu ar trebui să ne ascundem. Știți că vorba aia, vin niște tineri la Elisei. Știi că Domnul să răpească pe Elisei? Da, știm de ce. No, tot știm, sunt diferențe. Ei cred anumite lucruri, noi credem anumite lucruri. Și tocmai diferențele se aduc la persoana Duhului Sfânt. În clădire la mine, la baptiști, vorbesc despre convingerile noastre. La ei, cei ce urmează să spun, nu cred că vreodată voi... N-am predicat până acum și nu cred că vreodată voi predica într-o adunare la penticostale astfel de lucruri. Mulțumesc, fratele Zale. Domnul să vă binecuvânteze. Iarăși vreau să mai anunțez aici câteva lucruri din capul lucru și fiindcă s-ar putea să ducă muri tulburare în viața unora, ținând cont că la noi în adunare sunt unii membri care au ajuns la Biserica Baptistă prin căsătorii și trag de la adunarea penticostală și au fost crescuți o perioadă într-un anumit fel, nu este nicio problemă. Predica care urmează să o am în seara aceasta
poate să fie la fel ca altă predică din cei cât am, 2 ani și un pic de cât am la dumneavoastră, la fel cum au trecut pe o ureche și au ieșit pe alta, la fel poate să trag și predica asta, n-am să mă supăr cu nimic. La fel cum au fost alte predici care poate n-ați fost de acord cu mine, n-ați pus în practică, n-am nicio problemă. Nu sunteți obligați să credeți ce spun eu. Eu ceea ce vă spun, sigur, dar dacă eu argumentez scriptural și dacă eu am dreptate în ceea ce spun, atunci puteți vă puneți mare semne de întrebare. Dacă spun unii că ar trebui să avem anumite experiențe pe care le au ei și noi nu le avem, înseamnă că noi suntem o biserică eretică și nebiblică. Că la noi în adunare se fac lucruri nebiblice, dacă ei spun că ei au ceva în plus, ar trebui să avem și noi, și noi nu avem, deci fraților, eu sunt foarte sincer cu dumneavoastră, la fel și astăzi la catecheză cu tineri care m-am întâlnit, de când m-am pocăit, eu n-am știut care sunt adevărați, câți baptiști, câți martori, câți adventiști, câți ortodoxi, câți tare, eu am înțeles că Biblia este adevărată. Și vreau să fiu biblic. Și dacă cumva ceva nu-i biblic, atunci ori părăsesc cultul ăsta, ori aduc ceva, ori înseamnă că mă conformez cu ceea ce spune Scriptura. Foarte interesant și iarăși legat de căsătorii, ce am vrut să spun unii au venit la noi, s-ar putea să fie ofensați. Nu e nicio problemă, nu vreau să vă supărați. Nu vreau să supăr pe nimeni. Nu se adresează predica asta la o persoană anumită. Vreau să fie o predică de învățătură pentru fiecare dintre noi. Apoi un alt aspect, înțelegând că unii dintre dumneavoastră ați fost ani de zile prin diaspora și în diaspora mai mult predominant biserici. Spuneți dumneavoastră, pentecostale, și vrând nevrând stând acolo ați auzit anumite lucruri și ați început să credeți, ați văzut anumite manifestări. Foarte interesant ce spune Apostolul Pavel. În Filipeni, capitolul 3 cu 15, este un verset care noi de multe ori îl citem, dar nu îl interpretăm corect. Și spune Apostolul Pavel la cei din Filipi când scrie epistola. Și dacă în altă privință sunteți de... Cum? Altă părere. Nu suntem de altă părere. Adică voi, dacă sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va? Nu ne va lumina. Vă va lumina. Adică Apostolul Pavel spune, pe mine Dumnezeu m-a luminat. Eu știu clar părerea care o am prin Duhul Sfânt. Voi, Domnul, să vă lumineze, să vă dai altă lumină. Foarte interesant. Noi de multe ori cităm, da? Să două păreri. Domnul, nu. Domnul vă va lumina. Apostolul Pavel era foarte bine luminat. Amin? Doamne, ajută-ne la aceasta. Zic unii, iarăși, că fratele Marcel nu crede în lucrarea Duhului Sfânt. Cum v-ați dat seama? Întreb și eu pe unii. V-am spus-o eu? Cred foarte bine în lucrarea Duhului Sfânt și am văzut lucrarea Duhului Sfânt autentic și adevărate și în viața mea și Dumnezeu care s-a folosit în viața mea la mântuirea altora. Clar, lucrare dovadă 100% în care nimeni nu poate tăgădui o adunare întreagă și nu numai una în care au văzut cum Dumnezeu lucrează prin Duhul Sfânt. Nu-mi prea-mi place mie să povestesc anumite lucruri din viața mea, dar am văzut clar o adunare întreagă de cel puțin 100 de membri în care pot să mărturisească cum Dumnezeu a lucrat și Dumnezeu lucrează și astăzi prin Duhul Sfânt și lucrarea cea mai mare este că Dumnezeu regenerează viețile oamenilor. Unii zic că doctrina dezbină, dragostea zidește. Oamenii se tem cumva ca nu cumva să vorbească despre acest lucru, ca nu cumva să jignească. Sigur, urmează să se prezintă anumite lucruri și nu m-am uitat nici în mărturisirea de credință baptistă, nici în cea pentecostală, nici că știa după Evanghelie. Numai că dacă chiar eu cei ce cred să coincide cu învățătura baptistă, asta este cu totul altceva. Haideți să trecem, și sigur, vreau să mă special să mă bazez în seara aceasta doar pe botezul cu Duhul Sfânt. Poate în alte împrejurări vom vorbi și despre umplerea cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt, expresia în sine, apare pentru prima dată în Scriptură și vreau să vezi Biblia deschisă, fiindcă vreau din Biblie să discutăm. În Matei 3 cu 11 apare pentru prima dată expresia aceasta. Hai să vedem cine o spune și în ce context spune această expresie. Matei 3 cu 11. Apropo, noi atâta tam-tam facem sau atâta tam-tam se face cu botez cu Duhul Sfânt, dar în Biblie de sub 10 ori apare. Deci noi facem atâta haz de necaz pe care Biblia nici nu pare pune mare accent. Mai mult pune pe iertare, pe cer, pe pocăință. Botez cu Duhul Sfânt de câteva ori apare. Dacă găsiți cineva mai mult de 10 ori în Biblie, arătați-mi și mie unde scrie. Prima dată 3 cu 11 spune așa cuvântul lui Dumnezeu: cât despre mine,
spune Ioan Botezătorul, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai mare decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțăminte. El, cine e El? Iisus, vreau să vorbim împreună, vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu... Cine botează? Iisus. Iisus este botezătorul. Dacă atunci când cineva vrea să primească botezul nou testamental, de exemplu, să ne imaginăm, da? Că îți facem foarte bine paralela. Ce înseamnă, de fapt, botez? Vine de la cuvântul grecesc, botez nu este un cuvânt românesc. Vine de la cuvântul grecesc, baptizo. Ce înseamnă baptizo? Cine îți poate să spună? Scufundare. Nu stropire, nu cufundare parțială, ci cufundare totală, 100%. De-aia noi baptiști nu stropim, nici nu turnăm cu găleata deasupra, ci noi cufundăm pe oameni în apă, fiindcă asta înseamnă baptist scufundat și venit la o viață nouă. Arătând simbolic că am murit cu Hristos și am înviat la o viață nouă cu Hristos. La fel când vorbim despre botez cu Duhul Sfânt, la același paralelă. Trebuie să fim cufundați în... El vă botezat cu ce? Cu Duhul Sfânt. Nu parțial, nu vă va stropi așa, țiră. Tot, total, întreaga persoană. Apoi alt text la care apare despre aceasta, Marcu 1, 7 cu 8. Haideți să întoarcem împreună, Marcu 1, 7. Sigur, o să deschidem mai multe versete, pentru că e foarte important să vorbim ce spune Scriptura, nu ce spune fratele Marcel sau altcineva. Marcu 1, 7 și 8 spune așa. Ioan provăduia și zicea, după mine vine cel ce este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să mă plec să-i dezleg cureaua încălțămintelor lui. Eu, da, v-am botezat cu apă. Dar El, cine El? Iisus vă boteza cu Duhul Sfânt. Avem deja de două ori versete identice, doi evangheliști diferiți, inspirați de același Duh al Dumnezeu. Și cine este botezătorul? Iisus. Foarte important. Luca 3 cu 16. Și sigur, atât apare. În Evanghelie de 4 ori apare. Luca 3 cu 16. De ce să ne ascultem dacă versetul se scrie în Biblie și trebuie să înțelegi exact cum spune el. 3 cu 16. Ioan drept răspuns a zis tuturor că despre mine eu vă botez cu apă, dar vine acel, adică iar cu referire la Iisus, cu amare, care este mai puternic decât mine, care nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei lui, el vă va botiza cu Duhul Sfânt și cu foc. Sigur, vedeți că nu intru în subiectul cu ce s-a botezul cu foc, ci mă interesează doar subiectul Duhului Sfânt. Și Evanghelia după Ioan, capitolul 1, 1:29-33, iarăși, la începutul Evangheliei, a doua zi Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis, iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El este acela despre care ziceam, după mine vine unul mai mare decât mine, căci era înaintea mea, căci era înainte de mine. Eu nu-l cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă, ca el să fie cunoscutul lui Israel. Ioan a făcut următoarea mărturisire. Am văzut Duhul pogărându-se din cer, ca un porumbel și oprindu-se peste el, adică peste Iisus. Eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis. Cine l-a trimis pe Ioan să boteze cu apă? Dumnezeu Tatăl. Mi-a zis, acela peste care vei vedea Duhul pogorându-se și oprindu-se peste el este cel ce botează. Cine botează cu Duhul Sfânt? Domnul Iisus. Acum ne întoarcem la a cincea expresie, Faptele Apostolilor, capitolul 1. Sigur, astăzi este o predică diferită, nu este stilul meu de predică, din câte ați văzut. Eu de obicei predic dintr-un singur text, nu colind toată Biblia, dar este o predică tematică și ar trebui să ne uităm la mai multe texte din Scriptură. Fapte 1 cu 5, ce am citit la început astăzi. Luca scrie această carte, Faptele Apostolilor, și spune, hai de la 4, pe când se aflau ei... El le-a poruncit să nu se Iisus le-a poruncit să se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo ce? Făgăduința Tatălui. Și ucenicii stăteau și așteptau. Pe care le-a zis-o el, a spus de la mine, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile, nu imediat, câteva zile. Veți fi, spune acolo, botezați cu Duhul Sfânt. Și apoi vine versetul și spune, ce voi veți primi, adică explic cam ce ar urmează, ce voi veți primi ce? O putere. Când vine Duhul Sfânt, este o persoană plină de putere, veți primi o putere și ascultați foarte important, aici uităm amănuntul ăsta.
De ce să fiu botezat cu Duhul Sfânt? De ce să fiu umplut cu Duhul Sfânt? Spune cuvântul. Și îmi veți fi martori. Nu vă veți bate în pept că tu ai și eu nu am. Nu vom striga mai tare, nu. Vom primi botezul cu Duhul Sfânt ca să fim ce? Martori. Asta nu suntem noi. Martori unde și cum? În Ierusalim, în Iudeia, în Samaria și până la marginea pământului. Și întoarcem la capitolul 2. Și acum ne uităm în Faptele Apostolilor. Ne uităm în Faptele Apostolilor acum la experiența botezului cu Duhul Sfânt. În ziua cincizecimii, foarte important să avem Biblia deschisă, ne uităm la detalii, nu cumva să adaug eu ceva, dar nici cumva să scot ceva. În ziua cincizecimii, spune cuvântul, erau toți împreună în același loc, nu ne spune ce făceau, nu ne spune dacă se rugau, dacă plângeau, dacă dormeau, erau toți la un loc și deodată, din cer, un sunet că a văzut un vânt puternic și a umplut toată casa puternic și a umplut toată casa unde era ședeau. Că a văzut acest lucru. Să spune, niște limbi ca de foc. Deci ca ăsta, ai copiii din clasa 5-a. Cine este clasa 5 aici? În ce clasă învați comparația și genuri literale? Da? Ce înseamnă ca de foc? Poftim? Și a patra, deci, da? Ce înseamnă ca? Ce înseamnă ca ăla? Poftim? O comparație, ceva care compară ca un... Nu erau exact limbi de foc, ca niște limbi de foc. Au fost văzuți împărțindu-se peste ei și s-au așezat câte una peste fiecare. Și toți, ascultați-i cum a foarte important, și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, amin. Așa spune în Biblia, amin? Amin. Amin. După cum le da Duhul să vorbească. Deci se întâmplă experiența botezului cu Duhul Sfânt. Sigur, foarte important să spun aici, mi-a scăpat un detaliu, foarte important să-l specific acum, să coboară Duhul Sfânt pe pământ. Este ziua când, sigur, voi face câteva afirmații, după aia le explic, este ziua, în ziua cincizecimii, este sfintă o sărbătoare a poporului Israel, 50 de zile de la învierea lui Hristos. Noi nu sărbătorim Rusale este sărbătoare păgâne, de la Rusalian, asta e tot altceva. Trebuie să ne curățăm cumva și și vocabularul nostru. În ziua cincizecimii este ziua de naștere a bisericii. Este ziua în care, și dragii mei, frați și surori, foarte important, sigur, ceea ce apare în Faptele Apostolilor 1:8, când și voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt. Cuvântul acesta, pogorî Duhul Sfânt, sau pogorî, apare doar aici în Scriptură și în Luca 1:35. Sigur, în limba română, și să vedem și alte texte în Fapte, apare expresia română pogorî, dar în limba originală, sigur, aici deja e domeniul în care îmi fac eu temele mele. La fel cum dumneavoastră, cei care sunteți constructori, aveți scule speciale. Când vrei să tai un lemn, iei drujba, nu iei mistrie, e adevărat? E adevărat sau nu? Când vrei să repare o mașină, iei cheia, nu iei cuțitul, nu iei altceva, da? Sunt instrumente speciale. La fel când vorba de interpretat Scriptura, foarte important, de multe ori, sigur, să apelezi pe alocuri, este nevoie și face multă lumine, la limba originală. În limba originală, în limba greacă, și foarte... Nu-mi place să fac lucrul ăsta și nici nu vă spun tel, dar vreau să vă fac de referința asta care prea puțin o fac. În 1:35 Luca, ce spune acolo? Hai să deschidem și acolo să vedem că aceeași expresie în limba greacă și nicăieri nu mai apare în Scriptură acest cuvânt. Și e foarte important să-l înțelegem. Și foarte important să facem niște clarificări pentru ca Dumnezeu să ne iubească mai mult și vorbim corect despre El. 1:35 spune așa, Îngerul a răspuns, Duhul Sfânt, când Maria a întrebat cum se va face că vor rămâne însărcinată, și Îngerul ce a spus? Duhul Sfânt se va coborâ, pogorâ peste tine. Aici în Luca 1:35 și în Fapte 1:8 sunt singurile două cazuri în Scriptură, același cuvânt folosit în limba greacă peste, când le referi la pogorât sau coborât Duhul Sfânt, peste tot nu este același termen. Și este folosit termen unic, autorul Duhului, Dumnezeu foarte bine ales termen, din ce cauză? Fiindcă atunci când s-a pogorât Duhul Sfânt peste Maria, ce s-a întâmplat? Persoana Domnului Iisus Hristos se întrupează în cine? În om, da? Aici ce se întâmplă? Duhul Sfânt ce este? Ia ființă ce? Biserica. Sunt momente unice, iubiții Domnului. Urmează să vină următoarea sărbătoare mare, nașterea Domnului Iisus Hristos. Eu vă iubesc pe voi,
dumneavoastră mă iubiți pe mine, dar nu cred, nu știu pe cine să iau acum exemplu, nu cred că v-ar plăcea despre dumneavoastră să spun lucruri neadevărate. V-ar plăcea să spun. Nu cred nici lui Dumnezeu sau să vă atribui că dumneavoastră faceți anumite lucruri care sunt neadevărate. Nu îi atribuiți lui Dumnezeu ce El nu mai face. Va veni să vă spune pe acum că nu cumva cineva să supere pe mine atunci. Va veni sărbătoarea nașterii Domnului. Nu vă rugați, Doamne Iisus, să naște în cât mai mult timp. Că nu se naște. Hristos a născut odată, totdeauna. Este o expresie falsă. Dar eu înțeleg ce vreți să spune. Nu. Doamne, cercetează. Doamne, dă pocăință. Este diferit. Nu ne rugăm și foarte unii dintre voi v-am auzit de Paște. Nu, am tăcut, dar mă gândesc oarecum s-a uitat Dumnezeu. Iar și este greșit biblic. Doamne, am vrea să te naști, am vrea să învii în cât mai multe inimi. Dar ce, Hristos e mort? Hristos e mort? Cum să învii în cât mai multe inimi? Doamne, am vrea să cercetezi, să-i aduci la pocăință, da. Hristos nu învie. Adică înseamnă că Hristos e mort în toate inimile de oameni nepocăiți? Înțelegi ce vreau să spun sau nu? Știu că e diferit, dragii mei, de aia să adresați la mine. Apoi, iarăși cu asta, Doamne, vrem să cobori la noi prin Duhul Tău ce Sfânt. Nu mai coboară. Duhul Sfânt a coborât în ziua cincizecimii și a început lucrare până în ziua în care va fi răpită biserica. Cel ce o oprește Duhul Sfânt, când va fi locat, Duhul Sfânt a coborât și lucrează între noi. Nu mai coboară. De așa că cântări ca Doamne, mai vrem rusale. În primul rând, rusale, sărbătoare păgână. Vai de cei care cântă. Și Doamne, mai cobor? Domnul, mai cobor. Noi putem să strigăm, noi putem să spunem, noi putem să avem voce tare, dar nu mai cobor. Degeaba o spuneți. Este ceva neadevărat. Neadevărat. Să mă vină iarăși ca pe vremuri sau alte cântări de genul. Nu mai vine. Duhul Sfânt a venit odată pentru totdeauna și sunt lucrări unice pe care Dumnezeu le-a făcut și Dumnezeu le face legat de aceasta. Ne întoarcem la Faptele, capitolul 2:4. Ce aici se întâmplă în care biserica, da? Începutul bisericii în Ierusalim și asta ce spune foarte important lucru acesta și câteva detalii. Toți au, când a venit Duhul Sfânt peste ei, s-au coborât peste ei, i-a botezat, toți au început să vorbească, spuneți? În limbi, și foarte important, eu nu, așa spune, după cum le da cine? Nu prorocul? Ați fost cineva dintre voi la stăruință? Eu am fost, un ascund. Ce se întâmplă la stăruință? Trece prorocul de la ureche la ureche, spune zi, aleluia, 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 aleluia. Zi, sânge, 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 sânge. Nu. Nu prorocul îți dă cuvinte care să le spui. Ci cine? Se fie clar. N-am nimic cu frații penticostali? Am ce am cu Biblia, da? Nu prorocul dă cuvinte? Nu păstorul dă cuvinte? Cum le-a dat cine să vorbească? Spune așa Biblia. Avea să fie clar. Să nu meargă de la ureche la ureche și să facă anumite lucruri și după aia să dă în tranș. Asta e altceva. Asta e altceva. Și ascultați ce vorbeau. Și ascultați foarte important. Se aflau atunci în Ierusalim cine? Cine se aflau? Nu. Se aflau atunci în Ierusalim, versetul 5. Iudei. Foarte important cuvântul. Dumnezeu nu face rabat din nimic. Dumnezeu fiecare cuvânt îl pune bine. Oameni. Cu cernici, foarte important, iudei, cu nu păgâni. Deci nu erau la Ierusalim veniți neamuri să vadă cât de frumos e templu. Erau iudei, poporul ales, nu erau păgâni, nu erau oameni idolatri, erau oameni cu cernici. Da, cât noi nevoie să evlavioși, pocăiți, da? Din toate neamurile care sunt sub cer. Și ce se întâmplă de la 5 în jos, câteva versete, tocmai Dumnezeu a lăsat în Scriptură ca să ne înțeleagă și ne arăte de ce a fost nevoie de această experiență a vorbirii în limbi. Ne dă foarte clar ideea, motivul. Când au auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau și se menau și ziceau unii către alții. Toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni. Nu înțeleg. Adică ei sunt galileeni și vorbesc pe limba parți, mezi, elamiți, locuitori de Mesopotamia, Iudeia, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părții Libie, dinspre Cirena, oaspeni din Roma, iudei sau prozilis, cretani și arabi. 16 limbi diferite. Și ascultați ce vorbeau. Ei auzind, vorbind în limba noastră. Adică în egipteană, în libiană, în iudeie, în capadociană, în limba elamicilor și așa mai departe, îi auzim vorbind în limba noastră și ascultați că ei și înțelegeau. Ce vorbeau? Lucrurile minunate
al lui Dumnezeu. De ce să ne ascundem dacă asta spune Biblia? Vorbeau ce? Lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Întrebarea acum se spune, și eu să fiu foarte corect cu dumneavoastră și foarte onest, de ce au vorbit în limbi? De ce a fost nevoie să vorbească în limbi? Și azi vedem și alte experiențe care au vorbit în limbi. De ce a fost nevoie să vorbească în această limbi și lucrurile minunate? Iubiții Domnului, hai să încercăm să ducem cu minte, dacă putem, cu 2000 sau 3000 de ani în urmă, în care Dumnezeu și-a ales un popor, poporul Israel. Noi neamurile eram undeva departe. Ce se întâmplă în ziua cincizecimii, ce se întâmplă cu pogorârea Duhului Sfânt, este Dumnezeu înființează biserica, o nouă etapă în istoria omenirii, în care în biserică vor fi incluți și iudei și neamuri. Neamuri. Erau incluși și neamuri. Și de-aia spune, evreile era greu să percepe. Vom ajunge imediat la Corneliu. La evreile era foarte greu să înțeleagă și să percepe cum adică Dumnezeu să aducă neamuri, dar noi suntem evrei. Noi suntem foarte orgolioși, noi suntem poporul ales. Neamurile la o parte. Și Dumnezeu dă acest semn a vorbirii în limbi. Le dă acolo în ziua cincizecimii pentru fiecare națiune să înțeleagă că Dumnezeu vrea să adreseze la cât mai mulți oameni. De ce spune cuvântul Dumnezeu că veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la? Dumnezeu avea în plan să atingă marginile pământului. În planul lui Dumnezeu, în planul dragostei, în planul general și în planul divin al lui Dumnezeu, ce se întâmplă în Faptele Apostolului este o perioadă de tranziție de la Vechiul Testament la Noul Testament, de la Vechiul Legământ la Noul Legământ, de la jertfe la o închinare în Duh și adevăr. De ce e multe lucruri care se întâmplă în Faptele Apostolului, vom vedea, sunt lucruri care nu sunt tabu, sunt lucruri care se întâmplă cu totul diferit. Cartea Faptele Apostolului este o carte de istorie în care ne se întâmplă în care ne prezintă cum s-au întâmplat lucrurile și apoi epistole vin și ne pronunță doctrina clară și cum trebuie să practicăm fiecare dintre noi. Și iarăși, sigur, și vedem această experiență din ce cauza a fost nevoie ca ei să vorbească în limbi, pentru ca Dumnezeu să arate că Dumnezeu este gata să adreseze la toate neamurile. Scopul acestei vorbiri limbi este ca Dumnezeu să arate și să vorbească lucrurile minunate ale Lui Dumnezeu. Nu să vorbească ceva neînțeles. Sigur, te auzi, iar să fiu corect cu dumneavoastră. E foarte important să facem diferență între vorbirea de la ziua cincizecimii în limbi și ce se întâmplă în Corint este cu totul altceva. Dar așa, ca o mică paranteză, dacă vreți să vă aduc la lumină, vă aduceți aminte când vin niște cărturari, sau cine vine acolo, Iisus, niște farisei, Doamne, am vrea să divorțăm, dar nu știm cum să facem. Vă aduceți aminte Matei 19? Vă aduceți aminte sau nu? Da? Și Iisus ce spune? La început? Nu a fost așa. Hristos, când Dumnezeu, când vrem să luăm învățătură clară, trebuie să vedem cum a fost la început. Că după aia, în timp, se pervertește, fiindcă din cauza împietririi și a păcatului de inima noastră, noi găsim tot felul de variante, da? Ca să nu spun altceva. Și dacă vrem să știm cum a fost la început vorbirea lui, vorbeau lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Numai sigur, până mergem mai departe, ca să rămân în capitolul 2, hai să mergem mai jos să vedem și toți erau uimiți și nu știau ce să creadă, ziceau unii către alții. Ce vrea să zic aceasta? Dar alții își băteau joc și ziceau, sunt plini de mus, adică nu înțelegeau ce experiență se întâmplă aceasta. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și a zis, bărbați iudei și voi toți cei care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta, asculte cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți cum vă închipuiți voi, că și nu ești decât al treilea ceas din zi, adică nu era decât oara nouă dimineața. Ceea ce asta ascultați foarte, foarte important, versetul este 15, 16, 17, foarte important să-l înțelegem, ceea ce asta este ceea ce a fost spus prin prorocul Ioel. Matei, capitolul 1, hai să întoarcem împreună cu mine. Că vă duc să arăt adevărul și după aia facem... Ascultați ce spune Petru. Petru spune că aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel. Ori de câte ori în Evanghelie, Matei, capitolul 1, deschideți, da? Versetul 22. Ori de câte ori în Evanghelie,
Evanghelistul ia o profeție din Vechiul Testament și o aduce în Noul Testament. Ascultați cum, care sunt cuvințele Bibliei. Toate ce, Matei 1 cu 22, toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce a vestit Domnul pe prorocul care zice. 2 cu 15. Acolo a rămas până la moartea lui Irod ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice. Vedeți? Ca să se împlinească ce a fost vestit prin prorocul care zice. Apoi iar 2 cu 23. A venit acolo și a locuit într-o cetate numită Nazaret ca să se împlinească. Dar de ce nu punem 2 cu faptele apuse acum 2 cu 16? Și spun, nu, aceasta este ca să se împlinească prorocia lui Ioel. Nu spune așa. Nu spune așa. Fiindcă în fapte 2 nu s-a întâmplat profeția din Ioel. Și aceasta este ceva, apostolul Petru sub inspirație, sub umplere Duhului Sfânt, ca unul care știa ce spune Ioel, ca să le fac pe oameni să înțelege. Aceasta este ceva de genul, nu este profeția din Ioel. Dar seamănă cu ea. Profeția din Ioel urmează să se... Cineva vă spune, nu suntem de acord cu tine, frate Marcel. Puteți să nu fiți de acord, nu neapărat să fiți de acord. Dar vă dau un exemplu. Biblia spune în Evanghelie, aceasta este ca să se împlinească. Aici nu apare expresia să se împlinească. Două argumente ca să vă arăt că nu s-a împlinit profeția din Ioel. Vin unii la mine și spun, și au fost și din adunare, și numai de dat și în alte părți, frate Marcel, cum interpretezi Scriptura? Nu trebuie răstălmăcită Scriptura? Zic, eu cred Scriptura exact cum scrie. Zic, dar tu crezi cum scrie? Zici, da. Hai să vedem. Și mi-arată cineva într-o bună zi, ca și mulți alții, 2 cu 17. Nu, spuneți dumneavoastră, 2, 17 și 18, cum interpretați cuvântul? În zile de pe urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul meu peste orice făptură, feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenie, bătrânii voștri vor visa visuri, ba chiar peste robii mei și peste roabii mei voi turna în zile acelea din Duhul meu și vor proroci. Spune așa Biblia. Credeți cum scrie? Și eu cred. Și unii îmi spun mie că trebuie să proroci. Unii îmi spun că trebuie să avem vedenie. Și eu spun, nu asta spune versetul. Tu cum? Că așa scrie, frate Marcel. Zic, nu, uite încă o dată că nu așa scrie. Știți, vine la Iisus Hristos într-o bună zi un învățător, alege, Doamne, bun învățător, ce să fac ca să moștenesc viața? Știți, spune Iisus? Cum? Citești. Foarte important cum citești. Hai să vedem cu atât, citim acum încă o dată. Că mulți dintre noi ne-a fost dat peste nas cu versetul ăsta și n-am știut ce să răspundem. E adevărat sau nu? Da sau ba? Eu am pățit-o. Fiți sincer. În zile de pe urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Hai să zicem că s-a întâmplat în tocmai. Unul la mână. Duhul n-a fost turnat încă peste fiecare făptură. Spune peste orice. A fost turnat Duhul peste orice făptură. Spuneți da sau nu? Nu. Doi, acum numai cu adevărat sau fals. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci. Ai nu vorbim de baptiști, ai vorbim de penticostali, că ei spun că e la dânsi așa lucrarea. Spuneți-mi, toți tinerii și toate tinere, da, feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, toți tinerii din adunările penticostale prorocesc? Dar cum? Dar spune, orice făptură feciorii voștri, nu unii. Dar Biblia spune, toți vor proroci. Tinerii voștri vor avea, tinerii voștri, nu unii, toți tinerii vor avea, au toți vedenii. Bătrânii voștri vor visa visuri. Au toți visuri? Nu, Biblia așa spune, frate, nu vă supărați pe mine, Biblia așa spune. Primul argument că ați vă arăt că nu s-a întâmplat Scriptura. Apoi, a doilea argument că nu s-a împlinit încă profeția asta. Versetul 19, că cuvântul curge, doamne, fraților, nu trebuie scos din cuvântul, trebuie să spun versetul 19. Voi face să arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum. Nu, când s-a întâmplat asta? S-a întâmplat la cincizecime? S-a întâmplat la cincizecime încoace? Înseamnă că urmează să se întâmple. Da, Biblia spune că vremuri bun, cer va fi făcut ca un sur, sânge, foc, da? Cu tremur. Spune Biblia. Urmează să fie vremurile de pe urmă. Sigur, aici sunt multe paranteze care deschid și multe întrebări. Este explicat și când se va întâmpla și tot ce... Dar eu mă limitez acum la botezul cu Duhul Sfânt, da? Am vrut doar să arăt că unii poate să aducă în atenție versetele acestea și cred că am arătat pe Scriptură, nu din alte părți, da? Că dacă spune că toți feciorii și toate fecioarele și toți bătrânii, atunci toți, frate. Când spune Biblia toți, înseamnă toți, întotdeauna înseamnă toți. Nu înseamnă doar elita specială.
Hai să mergem acum, sigur, hai să vă câteva expresii. Vorbirea limbii a fost necesară pentru atragerea atenției asupra noilor mesageri. Hai să mergem acum. A doua experiență, timpul tău și rebrităiești. Faptele Apostolului, capitolul 8. Unii vor spune, frate Marcel, 50-mea, fapte 2, fapte 2, dar fapte 8, acolo e lucrarea lui Dumnezeu. Acolo. Noi așa trebuie să facem. Acolo s-au pus mâinile și acolo s-au primit Duhul Sfânt. Hai să vedem ce spune. Faptele Apostolului, capitolul 8, suntem unde? În geografie, cum suntem? Samaria. Spuneți dumneavoastră, ca să nu spunem, cine erau samaritenii? Curcituri. Nu erau nici evrei evrei, nici neamuri neamuri. Aceștia aveau locul lor de închinare. Aceștia au scos și au ales doar anumite cărți din Vechiul Testament. Și aceștia aveau propria preoție. Nu erau de acord nici cu Ierusalimul, nici cu preoțimea de acolo. Nu erau nici cu templul. Nu erau de... Ei aveau locul lor de închinare, aveau rânduielile lor. E adevărat sau nu? Adevărat. Și în Samaria, ne spune cuvântul, că a ajuns Filip, da? Eu doar povestesc acum că se trece mare. Ajunge Filip și predică Evanghelia. Oamenii se pocăiesc. Și uitați ce spune. Oamenii se pocăiesc și ajung pocăiți, da? Versetul 14 din Fapte 8. Apostolului, care erau în Nesorim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu. Cum adică? Samaritenii care sunt niște câini? Să primească Evanghelia, cuvântul nostru evrei? Nu se poate. Nu se poate așa ceva. Ei sunt anatema afară cu ei. Când au auzit lucrul acesta, că au primit cuvântul, au trimis pe cine? Cine erau Petru și Ioan? Apostoli. Erau evrei. Erau oameni care au participat în ziua cinzecimii, da? Erau stâlpi ai? Îi trimite pe Petru și pe Ioan. Aceștia au venit în Samaria și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Căci, ascultați foarte bine, căci nu se pogurise încă peste niciunul dintre ei, ci fuseseră numai botezați în numele Domnului Iisus. Atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceștia au primit Duhul Sfânt. Și vin unii și spun că după botez, după credință, după o perioadă lungă de timp, că aici au durat o perioadă de timp, nu știm exact cât, de la momentul credinței și a botezului până la botezul cu Duhul Sfânt a fost o perioadă de timp, nu știm cât de lungă sau scurtă, și vin unii și spun că trebuie, după botez și după pocăință, trebuie să avem o experiență ulterioară. Cute, așa au primit samaritenii. Zic, corect. Corect. Am două întrebări la matale. Ești samaritean? Ești samaritean? Nu. Atunci nu e vorba despre tine. O fost samaritene o categorie specială. Că imaginați ce s-ar fi întâmplat dacă venea Filip și erau botezați cu Duhul Sfânt în momentul ăla, că puteau. Și să vorbească în limbi. Ce s-ar fi întâmplat? Făceau samaritene cultul lor personal. Făceau altă denominație. Care era planul lui Dumnezeu? Fapte unul cu 8. Și veți fi martori ca să facă o singură biserică pe tot pământul. Nu să fim divizați. E o idee cu adunarea lor, samaritene, nu. Și de ce a fost nevoie să vină de cine? Petru și Ioan, stâlpii bisericii. Apostolii și-au pus mâinile. Deci primul argument din care mi-a spus cineva din adunare că vrea lucrul ăsta, am zis, frate, nu-i biblic, nu-i biblic. Unu, dacă ești samaritean și doi, dacă cel ce vine în mâinile și spune pe tine este apostol, da. Apostolii nu mai sunt, au murit și noi nu suntem samariteni. E clar? Și au avut iarăși același semn al vorbirii în limbi, tocmai ca să arăte că s-a întâmplat identic și la fel ca și peste ei. Să arăte exact aceleași lucruri că s-au întâmplat la fel ca și peste ei la început. Și uitați, se întâmplă foarte interesant ce se întâmplă mai departe. În context și în contrastul acesta, când a văzut Simon că Duhul Sfânt era cu punerea mâinilor, apostolul i-a dat bani. Deci interesant cum satana vrea să pervertească lucrarea. Acesta vrea să dăie bani. Pe care este motivul? Ca peste cine își pune mâinile să primească ce? Ce rău în asta, fraților? Să mergi să faci evanghelizare în sate, să-ți pui mâinile pe cea și primească Duhul Sfânt. Asta a vrut omul. Omul asta a vrut. Deci vreau să mă duc și în alte părți, să-mi pun mâinile și peste cine îmi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Și ascultați ce spune Dumnezeu, dragilor. Omul acesta avea această putere și Petru i-a zis, banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Omul acesta a vrut ca să pună mâinile, dar această lucrare a punerii mâinilor o aveau doar apostolii.
De ce oricine în ziua de astăzi pretinde? Și aia e foarte bine pus aici în contrast în Scriptură. Oricine pretinde că își pune mâinile pe cineva, că se întâmplă ceva, acolo este, da, e o lucrare cu Duhul, dar numai nu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Uitați și spune, tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Pocăiește dar de această răutate și roagă-te ca Dumnezeu să-ți ierte gândul acesta. Vorbind despre faptul că a fost nevoie să vină apostolii și a fost nevoie ca ei să vină să autentifice lucrarea din Samaria. Mergem mai departe în Faptele Apostolilor, capitolul 10 și 11, Corneliu. Corneliu este acum dintre de-a nostru. Corneliu este acum de-a nostru. În capitolul 10 știți exact ce se întâmplă. Nu mă să-l trimite la Petru, vine Petru. Uitați, se întâmplă versetul 44. După ce, în timp ce Petru rostea cuvintele acestea, ascultați, s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați împrejur, care veniseră cu Petru, au rămas uimiți. Cum neamurile, cum păgânii aceștia, cum aceștia lepădătură, când au văzut că darul Duhul Sfânt s-a vărtat și peste neconceput. Pentru un evreu să vadă ceva neconceput. Neconceput. Mai mult decât căci îi auzim vorbind în limba noastră și mărind, iar. Nu vorbind baleverne și mărind pe Dumnezeu. Nu le-a poșoptit Petru ce să spună, ci Duhul Sfânt le-a dat ce să spună. Au aceeași experiență ca în ziua cincizecimii. Din ce cauză? Ca să înțeleagă Petru și mai apoi să înțeleagă cei de față de la Ierusalim că și neamurile Dumnezeu vrea să le includă în planul său de mântuire. Că dacă neamurile Corneliu nu vorbea în limbi, n-ar fi avut aceeași experiență ca în ziua cincizecimii, ce spuneam evreii? Noi suntem mai presus decât voi? Neamuri. Și așa o spun. Dar Dumnezeu prin această lucrare ne face pe toți? Nu mai este nici iudeu, nici barbar, nici schit, nu mai este nici bărbat, nici... Ne pune la egal. Înainte Dumnezeu știe, da, în vechime, da, era poporul ales și restul trebuiau nemiciți. În noul legământ, toți suntem la egal. Că ești evreu, că ești dintre neamuri. Toți suntem parte a bisericii lui Dumnezeu. Sigur, aici s-ar putea fi explicat niște chestii unii care prea trag spre iudaism și alte lucruri, dar uitați ce se întâmplă lucrurile acestea. Și așa, întoarce capitolul 11, vine și explică apostolul Petru exact ce s-a întâmplat. 11 cu 15 spune așa. Și cum am început să vorbească, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei, ca și ascultați foarte, ca și peste noi. Ce a spus Iisus la început, n-a fost? La început. Cum a fost la început? E exact identic. Dumnezeu n-a făcut diferență între că e neamur sau că e samaritan sau că este iudeu. Ce-au vorbit și în limbi, fiindcă limbile, dragii mei, este un semn. Da? Este un semn. Eu când merg pe drum și văd un semn, un indicator, nu mă opresc să pun în portbagaj. Ci mă uit semnul și văd ori cu cât să merg la viteza la oră, ori încotro să mă duc. Semnul e un semn, doar atât, el trebuie rămâne acolo, doar un semn. Și semnul vorbirii limbii și-a făcut rolul. Își face rolul. Și-a făcut rolul în Samaria. Samaritenii au fost incluși în biserică. Semnul vorbirii limbii își face rolul și în ziua, și la Corneliu. Că și neamurile sunt incluse în biserică. De-aia spune, foarte interesant, de-aia spune că vorbirea limbii este un semn nu pentru cei credincioși, pentru cei? Cine erau necredincioși? Necredincioși de la Ierusalim. N-au fost de Ierusalim necredincioși care n-au acceptat neamurile, chiar dacă au avut această experiență. N-a trebuit în Fapte 15 să facă un întreg sinod, o întreagă sărbătoare, să vadă ce facem cu neamurile. Erau unii care nu puteau să accepte orgoliul lor de evreu. Hai să vă spun mai pe limba românească. Știți cum? La fel cu mulți dintre noi, cum adică țiganii să fie pocăiți? Cum adică să avem biserica, țiganii să aibă biserica lor și noi să avem biserica? Fals. Nu trebuie să fie așa. E rău că asta arată o lipsă de slăbiciune noastră. Dar țiganii și românii sunt egali înaintea lui? Deci ne facem diferența țigane. Nu mă duc, nu. Maghiare, nu? Uite, cam așa erau evreii cu neamurile. Ca să fac o paralelă, înțelegeți ce vă spun. Dar când au avut aceeași experiență ca și ei, atunci, da. Într-adevăr, Dumnezeu nu este părtinitor. Și ascultați ce spun versetul 16, 11 cu 16. Da, ca și peste noi, și mi-am adus aminte de vorba Domnului, cum a zis, Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci dacă Dumnezeu le-a dat același dar, dragii mei, același dar, spune Biblia, acest dar ca și nou, care am văzut în Domnul Hristos
Și cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și zis, Dumnezeu a dat deci neamurilor pocăința ca să aibă viață. Ce spune Biblia? Și vestim martori în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria, Samaria am fost și până la... O m-a rămas un caz. Trebuie să vedem botezul Duhului Sfânt dacă merge și până la marginea pământului. Al patrulea caz, spuneți-l dumneavoastră, fapte 19. Al patrulea caz și cu acestea vom încheia. Sigur, iarăși, că sunt multe de spus, multe în scap. Foarte interesant, dacă vreți să faceți această paralelă, în Samaria, ce am văzut în Samaria? În Samaria am văzut că oamenii au crezut, apoi la o perioadă de timp a venit și au fost botezați cu Duhul Sfânt. Cu Corneliu ce se întâmplă? Este botezat cu Duhul Sfânt și abia după ce este botezat în? Păi cum e Biblia? Așa sau așa? Hai să vedem a treilea caz. Fapte 19, da? Acum suntem siguri. Acum avem un alt apostol. Spune cuvântul în Galaten, din cel care a făcut din Petru apostolul evreilor, a făcut din apostolul Pavel apostolul neamur. Și acum apostolul neamur, și sunt cei doi apostoli care asistă la acest botez cu Duhul Sfânt, această încorporare, și așa ce înseamnă botez cu Duhul Sfânt? Încorporarea oamenilor în trupul lui Hristos. Să devină biserică, să devină mădulare, să devină oameni născuți din nou, să devină oameni pocăiți. Și atunci se întâmplă aici. Ajung că suntem de data asta, unde suntem? La? Unde suntem? Nu. Pe când era Apollo în Corint, Pavel după ce a trimis ținutul acela, a ajuns la? Suntem în Efes. Suntem la marginile pământului, într-un fel vorbind. Era departe Efesul de Ierusalim. Și la Efes le-a zis, ați primit voi să întâlnești cu niște oameni, aceia ce a întâlnit pe câțiva ucenici, le-a zis, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Eu i-a răspuns, nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duhul Sfânt. Dar cu ce botez ați fost botezați? Le-a zis el. Și eu răspuns, cu botezul lui Ioan. Și botezul lui Ioan, am văzut din Evanghelie, că era botezul pocăinței. Atunci Pavel a zis, Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea norodul să creadă în cel ce venea după el, adică în Iisus, când au auzit aceste vorbi, au fost botezați în numele Domnului Iisus și când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei și vorbeau în alte limbi și rugeau. Peste tot apare aceeași experiență a vorbirii în limbi și același semn, tocmai ca să autentifice și samaritenii și neamurile. Și acum vedem o altă categorie, aceștia erau ioaninii, da? Erau prozeliți, oameni care au primit doar botezul lui Ioan. Sunt botezați în numele lui Iisus și apoi își pune apostolul Pavel mâinile și primesc ce? Botezul cu Duhul Sfânt. Peste tot vedem această și vedem în fiecare caz este diferit. Pentru că, dragii mei, prin faptele apostolului nu putem să zidim doctrina. Cartea Faptele Apostolilor este o carte de învățătură din care extragem anumite învățături, anumite lucruri din istorie. Dacă ne uităm în Noul Testament, ne uităm în epistole, ne spune clar cum se întâmplă această lucrare. Doar un singur verset, ca să înțelegem clar ce spune epistolul, Efeseni, capitolul 1, cum poți să primești Duhul Sfânt și cum poți să fii botezat cu Duhul Sfânt și cum poți să fii inclus în Biserica Domnului. Efeseni 1, 13 și 14 spune așa, și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost pietruiți cu Duhul Sfânt, care fusese? Cum? După ce a făgăduit, cum se întâmplă totul? După ce ați auzit, predicată ce? Evanghelia. Dragii mei, frați și sorori, botez cu Duhul Sfânt nu înseamnă nimic altceva decât încorporarea oamenilor în trupul Domnului Iisus Hristos. A fost incorporat în fapte 2 evrei, în fapte 8 samaritenii. Uitați-vă că în fiecare parte este categorie de oameni diferiți. Nu se întâlnesc în altă parte evrei, categorie de oameni diferiți. Samariteni, neamuri și prozeliți, ucenicii lui Ioan. De ce să nu tânjim după ceea ce nu spune Biblia? Câteva observații pentru final. Botezul cu Duhul Sfânt este momentul credinței în Domnul Iisus Hristos sau o convertire. Apoi, foarte interesant, iarăși dacă dăm în tot felul de abuzuri și în tot felul de aberații, ne îndepărtăm de Scriptură.
Am vrea să rămânem la ceea ce spune Scriptura și cât că am demonstrat pe baza Scripturii și cu fiecare exemplu în parte și fiecare categorie în parte. Dacă vă credeți samariteni, dacă vă credeți apostoli, dacă vă credeți că sunteți cu totul altceva, atunci trebuie să faceți aceste. Dar atâta vreme când suntem neamuri, am primit deja această experiență, nu se mai întâmplă, s-a întâmplat la început, această experiență, acest semn al vorbirii în limbi, să arăte că și alții au fost incluși, de atunci încolo nicăieri n-ați mai vedeți că s-a întâmplat acest semn. Doar aberațiile sau îndepărtarea de ceea ce se întâmplă în Corint și acolo Apostolul Pavel doar reglementează anumite lucruri. Amin. O întrebare. Trebuie să stăruiești după Duhul Sfânt vorbirea limbii clar. Nu trebuie să stăruiești. Dumnezeu o dă cui vrea și cum vrea. Cred că a fost foarte clar, da? Dumnezeu o dă. Nu trebuie să vorbească cineva la ureche. Dumnezeu o dată. Cum putem să răspundem cu argumente biblice că avem Duhul Sfânt, celor care cred că vorbirea limbii este semnul, că vorbirea limbii este semnul Duhului Sfânt? Cât că a fost răspuns și la întrebarea asta, nu? Credința și viața, dragii mei, dincolo de toate, viața noastră, cei care se pretind că au tot felul de experiențe și tot felul de lucruri, viața noastră arată și demonstrează dacă suntem născuți din nou și dacă suntem locuiți de Duhul lui Dumnezeu. Aș vrea atât de mult ca fiecare dintre noi să lăsăm la fel cum spune cântarea, lăsați Duhul Sfânt să lucrez. Cred în Duhul Sfânt, cred că Duhul Sfânt este la lucru, cred că Duhul Sfânt una din lucrările care face, cercetează și convinge oameni de păcat, neprihănește judecată. Crezi că Dumnezeu este și lucrează la ora actuală doar prin Duhul Său cel Sfânt și atunci când vine cineva la pocăință, atunci când cineva este cercetare, este doar de exclusivitate lucrarea lui Dumnezeu și nu este lucrarea omenească. Și vrem ca Dumnezeu să lucreze în satul nostru. Dar vrem să lucreze în parametrii Scripturii, vrem să lucreze în ceea ce spune Scriptura. Dacă cumva cineva a fost ofensat, să mă ierte. Dacă cumva am spus ceva din Biblie, vă rog frumos, ori spuneți acum, ori dați-mi alte contraargumente, suntem gata să ascult. Dacă vi se pare că undeva n-am explicat Biblie și am ocolit anumite cuvinte, sunt gata să dau explicații. Doamne, ajută-ne! Amin. Nu mă supăr nimic dacă veți avea alte convingeri, nu mă supăr pe cei care vor să vă duceți să stăruiți în altă parte, aveți toată libertatea, dar îmi pare rău să vă spun, nu este ceva biblic. Apropo, ca și nu foarte, dacă sunt și am înțeles că sunt câțiva printre noi care au această experiență a vorbirii în limbi și o practic până în ziua de astăzi, fiți sinceri cu voi înșivă, da? Fiți sinceri cu voi înșivă și recunoașteți că nu este o experiență a Duhului Sfânt. Lăsați-vă de această manipulări și trăiți așa cum vrea Dumnezeu. Lăsați și cred că fiecare în cugetul și în conștiința lui poate să recunoască cei care au astfel de experiență. Că nu este ceva din Duhul, ci este ceva din fire și este cu totul altceva. Domnul să aibă milă de fiecare dintre noi. Amin. Are să ne ridicăm și să mulțumim Domnului pentru seara aceasta.